Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Alături de noi astăzi este Sandra Ecobescu, o prietenă foarte dragă, președinte al Fundației Calea Victoriei, și vom vorbi despre o carte foarte frumoasă, aș spune eu. Este vorba despre Portretul din oglindă, De Profundis, Oscar Wilde și eu însumi, o carte publicată în colecția Autobiografia a editurii Herald, iarăși o colecție superbă, în traducerea doamnei Anca Irina Ionescu. Oscar Wilde era în culmea gloriei sale ca scriitor, am putea spune, atunci când a fost acuzat că ar fi întreținut relații homosexuale de către tatăl tânărului său iubit, lordul Alfred Douglas, prietenul foarte apropiat, putem spune, al lui Oscar Wilde la acea vreme. Societatea a fost, bineînțeles, implacabilă. Oscar Wilde a petrecut 2 ani în mai multe penitenciare, ajungând în cele din urmă la închisoarea Reading, la 30 de kilometri de Londra, unde de altfel a și scris De Profundis, considerat un text considerat de toată lumea ca fiind autobiografia sa. O carte superbă care cumva am putea spune că este o carte completă, pentru că față de alte ediții în limba română, această carte, în a doua parte a volumului despre care noi vorbim astăzi, în a doua parte sunt și scrisorile lui Alfred Douglas către Oscar Wilde. Așa că, iată, avem cumva și, aș putea spune, replica și cealaltă parte a acestei povești. O carte superbă. Sandra, ce te-a impresionat la această carte? De ce ai recomanda-o? Și mai ales, pentru că, cum am spus mai devreme, este o carte foarte importantă, cred că în panteonul literaturii universale, ce te-a impresionat și cum te-a marcat Portretul în oglindă, De Profundis, al lui Oscar Wilde? În primul rând, mă bucur să ne reîntâlnim aici la editura Herald și îți mulțumesc foarte mult, Sorin, pentru că m-ai provocat astăzi, sau de fapt m-ai întors către unul dintre scriitorii mei preferați și, aș spune, fără să greșesc, unul dintre cei mai mari scriitori din literatura britanică, literatură care la rândul ei este una dintre cele mai mari literaturi din lume. Se știe foarte bine că englezii au excelat în special în domeniul acestei arte a literaturii. Și aducându-mă tu din nou la De Profundis, o carte pe care am descoperit-o acum ceva vreme, m-a adus într-o zonă de mare frumusețe și mare poezie acestui autor. Un autor foarte sofisticat, aș spune foarte răsfățat la vremea lui. El a fost un personaj în epocă, a fost un tip foarte excentric, care s-a distrat, a făcut cam ce a trecut prin cap. Un adevărat artist și un adevărat hedonist, am spune astăzi. Dar, dincolo de ceea ce știm sau nu știm despre Oscar Wilde, sau ce știu cei care ne urmăresc, e important să spunem că această carte De Profundis, pe care, iată, editura Herald o face să se întâlnească cu scrisorile amantului lui, tânărul Douglas, la acea vreme. Așadar, avem pe de o parte De Profundis, acest text extrem de valoros din literatura universală, cum bine ai spus, iar în partea cealaltă avem Oscar Wilde și eu însumi, deci răspunsurile, scrisorile care vin ca răspuns la marea scrisoare de dragoste numită De Profundis. Așadar, mi se pare extraordinară această carte. E o carte pe care cred că orice iubitor de literatură, orice intelectual, orice curios în ceea ce privește viața și opera lui Oscar Wilde ar trebui să o aibă. Pentru că, așa cum ai spus, aduceți lucrurile împreună, cele două povești. Și în afară de asta este și o prefață foarte consistentă care prezintă viața și opera lui Oscar Wilde. Adică este o carte foarte bună și pentru tinerii care studiază literatură engleză, cum a fost cazul meu, eu am studiat română-engleză, dar și pentru orice cititor pasionat și iubitor al lui Oscar Wilde sau persoană care vrea să afle care e treaba cu Oscar Wilde. În ce fel m-a impresionat pe mine această carte sau întâlnirea cu textul De Profundis în mod special?
Așa cum se spune foarte frumos, deci e vorba de o scrisoare de dragoste pe care cumva printr-un artificiu foarte inteligent Oscar Wilde, cu ajutorul șefului de penitenciar sau guvernatorului, care era mai prietenos, a reușit să o creeze. Și anume, regula era că dacă te-a pus să scrii o scrisoare, dar nu o termin, poți rămâne în proprietatea scriitorului. Și atunci, cumva, el, stând în închisoare, a reușit prin această lungă scrisoare de dragoste, extrem de poetică și extrem de rafinată și frumoasă, poate una dintre cele mai frumoase texte de dragoste din istoria literaturii, a reușit, de fapt, pe de o parte să poate chiar să aibă un parcurs terapeutic, să facă un fel de terapie, pe de altă parte să și comunice cu Douglas, dincolo de limitele închisorii, și, în primul rând, cred, mai important decât lucrurile pe care le-am menționat anterior, să mediteze la ce înseamnă viață, ce înseamnă iubire, ce înseamnă prietenie, ce înseamnă artă. Este, de fapt, un eseu foarte complicat și foarte rafinat, cu trimiteri și către literatura antică, și vedem de acolo toată spiritul ăsta enciclopedic al lui Oscar Wilde sau erudiția lui extraordinară. Și atunci, dacă în alte texte ale lui Oscar Wilde sau Oscar Wilde, omul celebru în aristocrația engleză care distra pe toată lumea și magnetiza pe toți cu conversațiile lui sclipitoare și umorul acid și așa mai departe. Deci dacă în alte planuri îl regăsim pe Oscar Wilde, cum am spus, omul snob, da? Omul din autorul celebrei cărți Portretului Dorian Gray, care pune preț foarte mult pe frumusețe, pe estetică, pe plăcere, pe un anumit manierism, aici, în De Profundis, ajungem în niște straturi mult mai profunde ale personalității autorului. Și, cum ne spune și titlul, De Profundis. Deci, mi se pare foarte interesant, și asta am descoperit, iată un răspuns cam lung la întrebarea ta, în De Profundis de Oscar Wilde, această capodoperă, am descoperit cum un autor genial a folosit scrisul ca terapie, ca formă de comunicare și o sinceritate și o profunzime extraordinară și poate chiar aș spune un fel de, cum să spun, e și o recunoaștere a unor greșeli. Este o etalare a suferințelor, a sufletului și a tuturor sentimentelor în fața publicului. E important să spunem că această carte, acest text minunat a fost scris la finalul secolului XIX, al XIX-lea, dar el a fost publicat abia în 1949. Și înțeleg că în perioada interbelică era una din bestsellerurile de la noi. Deci e o carte care a așteptat foarte mult să fie citită. Deci da, este o carte de neratat și cu atât mai valoroasă întâlnirea cu răspunsul lui Douglas, care, așa cum ai spus, un tânăr clar inteligent, promițător, care a fost fascinat, aș spune ca un fluture așa care merge către lampă, de personalitatea flamboiantă a lui Oscar Wilde, vedetă atunci în epocă, și care, evident, la rândul lui era o persoană educată. Și iată, vine și el cu răspunsul lui la această poveste foarte controversată și la un scandal foarte mare din epocă, care, din păcate, a făcut foarte mult rău atât lui Oscar Wilde, și ce s-a întâmplat după ieșirea din închisoare, știm, nu a mai trăit foarte mult, cât și familiei lui. Dar, din fericire, moștenirea lui literară este extrem de valoroasă și, iată, datorită editurii Herald, ajunge la noi în forma asta minunată. Mulțumim foarte mult. Înainte să mi-a șoptit mie o păsărică că tu ai niște citate preferate, dar înainte de a da citire, de a da curs acestor citate pe care tu le-ai ales, aș vrea să te întreb, hai să spunem într-un context, ieșim un pic, să zicem, din zona, pentru că de asta și cartea se numește Portret în oglindă, De Profundis, ieșim un pic din zona literară și ne ducem un pic în zona socială, da? Un context social. Știm amândoi foarte bine care sunt subiectele arzătoare, au fost și poate mai sunt, subiectele arzătoare ale ultimelor luni în societatea românească. Și mă gândeam, comparativ, cum ar fi fost privită sau cum ar fi fost văzută, pornind de la personalitatea lui
Oscar Wilde, nu de la, bineînțeles, un om de pe stradă, cum ar fi fost privită această, să spunem, poveste de dragoste în zilele noastre? Pentru că discutam la un moment dat cu o dragă prietenă a noastră, Nona Rapotan, care mi-a atras atenția cu un mesaj interesant, și anume faptul că s-ar putea ca în zilele noastre oamenii să fie mai snobi și mai plini de prejudecăți decât erau cei de la începutul, să spunem, de la începutul, de la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20. Pentru că, iată, aici se ridică o problemă legată și de un aspect al vieții sociale, da? Nu avem foarte des până la urmă în literatura universală astfel de cazuri, să spunem, în care vorbim despre un alt tip de orientare sexuală, și mai mult decât atât vorbim despre o celebră poveste de dragoste care, iată, din zona socială a fost transcrisă, transmisă și a ajuns să fie, să ne fie și nouă împărtășită astăzi prin această carte. Cred că e important să spunem pentru cei care ne urmăresc ce am învățat și noi de la profesorii noștri și din cărți deștepte, și anume că în Grecia antică, cum bine știi, Sorin, de multe ori iubirea dintre un domn mai matur și un tânăr era considerată superioară, să spunem, iubirii clasice, cum o vedem noi astăzi. Da? Dacă citim dialogurile lui Platon, descoperim această apologie a iubirii dintre doi bărbați, să spunem direct. Într-adevăr, unul matur și unul mai tânăr. Deci, cumva, această schemă pe care o vedem, sau acest model de cuplu, în cazul lui Oscar Wilde și lui Douglas, este modelul pe care, cu siguranță, cumva, ne reamintește și de lecturile lor antice, pentru că în vremurile acelea școala se făcea foarte serios. Douglas a urmat Oxford-ul, dacă nu mă înșel, și oamenii ăștia studiau cu mare atenție și cu mare admirație antichitatea. Ori în antichitate lucrurile astea nu erau blamate. Ele mai târziu devin scandaloase. Și iar e important să spunem, apropo de biografia lui Oscar Wilde, că acest scandal nu ar fi avut un final atât de tragic, cu partea de închisoare și apoi finalul vieții extrem de trist al lui Oscar Wilde și toată rușinea care a căzut asupra familiei lui, dacă Oscar Wilde nu ar fi fost o persoană arogantă, să spunem. El era un tip atât de talentat și de inteligent încât credea că nimic nu-i se poate întâmpla. Și în acest scandal el practic a depășit niște limite. Altfel spus, în societatea respectivă lucrurile astea existau, dar existau în spatele ușilor închise. Nu se vorbea public, nu se făcea scandal. Faptul că el a intrat în scandal sau l-a provocat pe tatălui Douglas a făcut ca lucrurile să ajungă atât de urât. El nu credea, nu-și imagina că va păți ceva rău. Din păcate, iată că lucrurile s-au întâmplat. Evident, în prezent, trăim într-o societate mai tolerantă, să spunem, sau mai deschisă către, să spunem, alte variante de orientare sexuală. Nu știu dacă astăzi un scandal cu o personalitate culturală similară ar beneficia de simpatia publicului larg. Probabil că tot așa lucrurile ar fi fost la nivelul presei foarte scandaloase și clar foarte mediatizate. Acum ne plac cancanurile și atunci erau la modă, acum avem mai multe mijloace, dar cu siguranță că partea de, să spunem, legislativă nu ar fi fost atât de dramatic. Deci dacă mă întreb dacă suntem mai deschiși sau mai toleranți, probabil că nu. Există o anumită categorie, un procent, nu știu cât, din publicul larg care este mai înțelegător. Eu personal, în ceea ce privește, să spunem, spiritele creatoare, geniale și oamenii în general, cred că, la urmă, fiecare individ este liber să facă ce simte, atâta vreme cât nu face rău celor din jur sau nu-și face rău lui însuși. Aș trece la niște citate frumoase din De Profundis, ca să-i dăm cuvântul lui Oscar Wilde, acest scriitor extraordinar. Spune el ceva foarte interesant, apropo de imaginea lui când era el îmbrăcat în catifea, un dandy în societate, și apoi în zona asta, în celulă, unde devine ca un fel de călugăr, e ca într-o zonă de penitență, cuvântul care nu venea înainte, cartea este un fel de spovedanie literară foarte poetică. Spune el, viciul suprem este superficialitate. Tot ceea ce îți asumi este bun. Deci este un text și despre asumare.
Apoi spune el, tot așa, ca într-o logică din asta, aș spune mai degrabă a unui călugăr sau unui penitent. Orice degradare a trupului trebuie să contribuie la înălțarea sufletului. Deci el ajunge prin această suferință să, cu siguranță, la o profunzime și la o zonă de înțelegere a realității și a propriului destin din zona filozoficului și a teologiei. Mai spune el, dacă te poți bucura de libertate, flori, cărți și lună, cum să nu fii pe deplin fericit? Așadar, până la urmă, cred că e un text despre libertate, despre artă, despre asumare și, așa cum bine ai spus, despre iubire, care, iată, transcende și timpul și legile și orice alte, să spunem, stabile pe care alți oameni le pot pune. Dragii noștri, iată o carte superbă, așa cum spunea și Sandra Ecobescu. Am vorbit astăzi în acest dialog despre Portretul din oglindă de Profundis, Oscar Wilde și eu însumi, o carte publicată în colecția Autobiografia Editurii Herald, în traducerea doamnei Anca Irina Ionescu. A fost alături de noi Sandra Ecobescu, președinte al Fundației Calea Victoriei, căreia mulțumim foarte mult pentru faptul că ne-a împărtășit lucruri atât de minunate despre această carte și despre personalitatea lui Oscar Wilde, cum spunea și Sandra, unul dintre cei mai mari scriitori pe care literatura britanică i-a dat lumii, a dat literaturii universale. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi minunată și lectură plăcută. La revedere!